Jean de la Fontaine, stăpânul și măgarul. Ochiașul călare trecând pe măgar, dădu de o pășune așadar frumoasă și gospodărească și dete măgarului drumul să pască. Începe să zburde măgarul prin iarba ca mărgăritarul, se scaldă, se întoarce pe șale, nu-i vine să șadă și nici să se scoale, se culcă, se îndoaie pe brânci, să tot te întinzi și tot să mănânci. Dar iată, se arată stăpânul, acuie pășunea și fânul. Să ștergem, îl strigă uncheașul, că vine vrăjmașul. De ce? Că te temi să mă ia? Ți-e milă de spinarea mea? Te apucă părerea de rău că noi mai fi măgarul tău? Că nu o să-mi puie samar îndoit? Că nu o să mai fiu răsplătit și răsfățat atâta cu parul și bâta? De ce te mâhnești? Nu-i vorba bădie al cui măgar ești, al tău ori al lui. Să nu fie vorba măgar nimănui. Că-i unul sau altul, că-i stan, ori că-i bran, oricare stăpân ți-e dușman.